Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Gorj aniversează 53 de ani de la înființare. Astfel, conducerea a ales să marcheze evenimentul printr-o expoziție de sculptură lemn și costume populare, amenajată chiar în sala Florin Isuf. Ion Cepoi, directorul Centrului Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Gorj, a fost cel care a deschis evenimentul printr-un discurs în care a mulțumit colectivului și a prezentat o scurtă istorie a centrului. Suntem instituția care în anul acesta, nenorocit din multe puncte de vedere, a existat și continuă să existe. Și nu este, iarăși folosesc cuvântul acesta, nu este o laudă. Faptul că ceea ce dumneavoastră ați făcut anul trecut, fie în zona de activitate reală, față în față, offline, fie mai ales în zona de online, a ajuns la aproape 400.000 de vizualizări în țară și în afară. Demonstrează că instituția a existat. În continuare, etnologul Pompiliu Ciolacu a preluat cuvântul și a mulțumit colegilor pentru colaborarea și munca depusă de-a lungul timpului. Ciolacu este cel care realizează icoane de vată și tripticuri de vatră, fiind printre puținii care fac acest lucru la nivel național. Cei prezenți la manifestare au putut admira o parte din colecția sa de icoane. Mă bucur de fiecare dată când sunt alături de dumneavoastră, poate de multe ori nu pot să vin, dar cred că am încercat să umplu acest gol prin ceea ce am făcut și vom face în continuare atât la Polovraj, la Măceșu, adică sunt locuri care nu putem să le uităm, sunt lucruri pe care sunt convins că și dumneavoastră le-ați văzut și le apreciați, sunt lucruri care după un anumit timp vor deveni, sunt convins de acest lucru, tezaure ale artei tradiționale. Emilia Drăgătoi, un anul referent muzică în cadrul CJCPCT Gorj, a ținut și ea să-și exprime fericirea pe care o simte, făcând parte din acest colectiv frumos. Cântăreața a adus câteva costume din colecția sa impresionantă, costume care provin din zona Gorjului și nu numai. Sub patronajul Centrului de Creație mergeam la primul meu festival, aveam 16 ani atunci, era în 1977, și datorită oamenilor care erau atunci în această instituție, copil de la țară fiind, cu o situație materială foarte modestă, Centrul de Creație m-a ajutat să pot să particip la concursuri și să cresc eu ca artist. Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Gorj este un așezământ cultural aflat sub autoritatea Consiliului Județean Gorj. Instituția își structurează activitatea în funcție de 4 programe culturale cu peste 100 de proiecte în domeniile cultură populară și cultură scrisă de elită profesionistă și anume program marketing și management cultural, program rădăcini, conservarea și promovarea culturii tradiționale a Gorjului, program după Brâncuș, dezvoltarea structurilor și elementelor culturii de performanță și programul acasă la Brâncuș, promovarea națională și internațională a imaginii Gorjului prin amplificarea brandurilor existente și crearea altora noi.